Dragii mei, iată că ne întâlnim iarăși. Mai avem o săptămână și ajungem la Sfânta Înviere, cea mai mare sărbătoare a noastră a creștinilor. Aș vrea să vorbim un pic despre responsabilitate. Ce înseamnă responsabilitate? Ce responsabilitate avem noi în fața lui Dumnezeu? Deci, să o luăm așa de jos, de la fiecare, de la mine însuși. Spune că Dumnezeu ne-a dat la fiecare câte un talent. Mai mare, mai mic, la fiecare. Nu este om la care să nu îi se fi dat ceva. După cum găsim și la Sfânta Evanghelie, că spune undeva acolo că cineva, un domn mai mare, și-a trebuia să plece într-o călătorie și a chemat slujitorii și le-a dăruit. La unul i-a dat un talent, la altul doi, la altul cinci. Și întorcându-se pe un timp, i-a cerut socoteală pentru ce a făcut fiecare, cum a lucrat. Cel care primise cinci, o mai aduna cinci, deci s-a dus, s-a muncit, s-a zbătut, deci a investit. Cel care a avut și el doi la fel, cel care a primit unul s-a dus și l-a îngropat în pământ. Și când a venit Domnului, i-a spus, zice, tu ce ai făcut? Păi zice, poftim talentul tău. Și dar n-ai făcut nimic, n-ai investit nimic. A, păi zice, știam că ești astfel, că ești așa, zice, și l-am îngropat în pământ și poftim, el și al tău. Zice, slugă vicleană. Știai că-s aspru, că secer unde nu a semănat? Și atunci zice, luați-l de la el și dați-l celui care are. Iar pe el luați-l și aruncați-l, legați-l și aruncați-l în tuneric cu cel mai din afară. Deci să știm un lucru. Că nu-i suficient să nu facem răul. Este păcat să nu facem binele. Când pe mulți am auzit, păi n-am omorât pe nimeni, da? Dar ai făcut bine? Ți-ai văzut doar de ale tale acolo, să zicem, pentru tine, te-ai gândit numai la tine, dar puteai să faci și bine din ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Prin darul care ți-l-a dat Dumnezeu, puteai să faci bine. Și nu ai făcut. De asta vreau acum să vorbesc un pic așa, să luăm un pic toate categoriile, fiecare om, omul simplu, are și responsabilitatea lui în familie, să facă ce poate acolo, să-i ajute apoi pe ceilalți din jur. Deci cât i s-a dat de la Dumnezeu? Apoi cei care sunt într-o funcție ceva, un primar, are responsabilitate mult mai mare, răspunde de toată comuna, dacă e într-o comună, sau într-un oraș mai mare. Deci, în afară de familia lui, răspunde de ceea ce s-a încredințat. Dacă a făcut, după puterea lui, tot ce-a putut. Nu poți spune că mulți au, dar n-am putut. Nu e adevărat. Cerceteze fiecare conștiința. Într-adevăr, nu a putut face? Sau s-a ascuns sub anumite lucruri? Sau lenevire? Sau dezinteres? Sau interes în alte feluri? Adică nu s-a pus, cum se zice, în lucru toți talanții care i-a primit de la Dumnezeu. I se dori mult, mult i se va cere. Asta să ne fie clar. Și mie repetă de câte ori mă duc la duhovnic când spune. Zice, vezi ce faci? Niciodată nu mă laud, întotdeauna mă ceartă. Vezi ce faci? Ți s-o da mult, mult ți se va cere. Gândește la tot ceea ce faci. Ai răspundere în fața lui Dumnezeu pentru tot ce faci. La fiecare. Avem răspundere în fața lui Dumnezeu pentru tot ce facem. De aceea, mergem mai departe. Cei care sunt în funcție. Funcții mai mari, responsabilitate mai multă. Și să nu ne gândim că scăpăm în fața lui Dumnezeu de ceva, din ceea ce am făcut. Dăm răspuns pentru fiecare lucru care l-am făcut, bun sau rău. Și de aceea să avem grijă fiecare. Indiferent unde ești. Ești într-o funcție, ești în minister, ai o responsabilitate mult mai mare. Ministerul Sănătății, cum e la ora actuală în țară. Ce responsabilitate are? Și-o făcut datoria? Ceilalți?
în toate domeniile, președintele țării, responsabilitate și mai mare. Să nu se gândească că scapă dacă cumva lucrurile le lasă așa aiurea sau dezinteresate sau să nu fie în folosul poporului. Că în momentul în care ești o funcție, răspunzi de ceea ce s-a încredințat. Ești președintele țării, răspunzi de tot poporul țării. Te-ai servit pentru el? Ți-ai pus, cum se zice, sufletul, trupul pentru poporul ăsta? Ai, cum zice, în legătura cu cealaltă țări. Adică ai ajutat poporul sau ți-ai distrus poporul din interes. Deci fiecare președinte are responsabilitatea lui, fiecare ministru la fel, parlamentari, deputați, fiecare în domeniul lor au responsabilitatea de ceea ce fac în fața lui Dumnezeu, să nu se gândească pe scapă. Fiecare în dreptul lui. Cei care sunt în cadrul ăsta, poliție, armata și așa mai departe, ce spunea Mântuitorul când au venit soldațele el? Doamne, dar noi, voi să vă mulțumiți cu solda voastră, cu salarul vostru. Să nu faceți afaceri murdare, să-i constrângeți pe alții, să-i luați, cum se spune, șpagă și tot felul. Răspundeți în fața lui Dumnezeu pentru fiecare. Doctorii, ce responsabilitate au acum în fața lui Dumnezeu? Mai ales în situația actuală. Își fac datoria sau nu fac? Deci trebuie să te gândești bine. Când ți-ai ales medicina, e ceva, o responsabilitate foarte mare. Deci după preoții care, biserica, ierarhii, preoții care răspund de sufletul omului, deci doctorul care răspunde de trupul lui, trebuie să-și dea toată silința să-l poată să-l ajute pe om, să-i fie alături în suferință, nu să-și bate joc de el. Deci fiecare răspunde în dreptul lui. De asta vedeți că este și jurământul, care la medicină, ca și în armată. Ce face soldatul când se duce? Deci în armată, dacă e pe front, dacă e vorba să-și apere țara, ies în față, se lupte, nu fuge, se ascunde și îi bagă pe alții în față. Deci el trebuie să răspundă din paza asta. La fel și medicul. Vine bolnavul, trebuie să-și asumi responsabilitatea. Te-ai făcut medic, trebuie să te gândești bine. Vine o pandemie, vine ceva, îți asumi responsabilitatea. Deci îți dai silința să-i ajuți pe oameni cu tot ce poți. Și dacă îngăduie Dumnezeu ca să pleci tu de lumea asta, pleci, te-ai jertfit pentru așa ceva. Deci asta e medicul. Trebuie să-i ajute pe toți. Nu vedem întotdeauna și în războaie, plecau și medici, plecau și îngrijeau de răniți. Erau chiar și mulți voluntari care mureau, chiar de mureau acolo unde mergeau, dar își puneau sufletul. Să ne gândim bine la ceea ce facem. Pentru că vedem și să nu ducem la extreme anumite lucruri. Vedem acum, s-au pus legile astea, restricțiile, oamenii să stea în casă, așa. Câte amenzi s-au pus acum? Ia să cerceteze fiecare conștiința lor, din cei care au pus amenzile, la cei care au ieșit pe stradă. Ce au făcut? Din multe ori s-au amendat câte o bătrână de aia mărât-o ieșit să-și cumpere o pâine și nu știu că trebuie să-și completeze și o foaie ceva amendată. Are o pensie poate de 4-5 milioane amendate cu nu știu cât 20.000 de lei. Adică duse la extreme lucrurile astea. Să nu vă gândiți că nu se întorc înapoi toate lucrurile astea. Ai amendat pe cineva, ai mers la extremă, la extremă de zel, așa, adică râvna aia până la limita de sus. Dar gândește că poate mâine mama ta o să iasă, să ducă undeva și altul din așa ceva o să-i facă, îți convine? Gândește bine la ceea ce faci, fiecare în dreptul lui. Uite, chiar mi-amintesc un caz de cineva, l-am trecut la o familie și tocmai murise soțul din familie, de acolo fusese judecător. Și mi-a spus soția, zice, la mormântarea lui, jumătate din cei care au venit erau țigani. Și zice, m-am minunat, ce caută ești aici? Și uitându-mă mai bine așa pe intre, zice, am văzut că erau cei mai mulți din care închisese soțul meu. Și zice, bine, dar voi ce căutați aici? Păi zice, avem mare cinste față de el. Cum așa? Că pe toți vă băgă la închisoare, da? Dar zice, întotdeauna au avut discernământul cealaltă și nu i-a dat niciodată pedeapsa limite de sus. O căutat în partea de jos. Dacă era între 2 și 5 ani, mi-a dat ori 2 sau 3 ani, niciodată nu mi-a dat 5. A fost cu discernământul ăla cumva, adică, băi, îl închid, că e vinovat, dar nu îl dau până în partea cealaltă. Întotdeauna am mers în limita de jos. Și la mormântare a venit tot și spunea că noi avem mare, așa, respect față de el pentru ceea ce a făcut. Chiar din închis, dar niciodată nu am mers la limita de sus. Adică să meargă, nu contează, las că merită ăștia, nu. Deci gândiți-vă bine fiecare în dreptul lui ce faceți.
Făceți-vă datoria, dar nu exagerați. Pentru că vi se întoarce. Este o vorbă și un popor, cu ce mână dai, cu aceea primești. Ți se întoarce. Nu te gândi că dacă acum ești într-o funcție și faci ceva, nu se întoarce roata și intri tu la rând. Și ai să vezi atunci, ai dori să nu fie situația atât de cum ai lucrat tu. Adică să fie o leacă mai blândă. Să ne gândim bine, răspundem în fața lui Dumnezeu pentru tot ce facem. Fiecare. Să avem grijă. Și chiar cei din cadrul bisericesc, preoții, v-ați făcut datoria fiecare în dreptul vostru, fiecare răspundeți. Cum ați avut grijă de turmă? Ierarhii la fel, fiecare, de eparhiile lor. Cât s-o lupta pentru turmă să fie bine duhovnicește, să-i ajute, să-i folosească, să facă tot ce trebuie. Fiecare cât i s-o dat, atâta răspunde. Deci fiecare în dreptul lui răspunde, să ne gândim bine. Dăm răspuns în fața lui Dumnezeu. Să nu ne gândim aici că în fața legii, ca așa. Că aici legile vedem. Azi sus, mâine jos, se schimbă. De multe ori sunt în interese. Sunt lucruri din astea. Dar răspundem toți în fața lui Dumnezeu. În fața lui Dumnezeu nu mai este câți președinte sau primar sau să altceva. Toți suntem la aceeași linie și răspundem. Să ne gândim bine. Și uitați, pentru că acum se apropie învierea Domnului. Îi rog pe toți cei competenți la nivelul care sunt fiecare în dreptul lui să gândească bine. E cea mai mare sărbătoare a creștinilor. Este învierea lui Hristos. Ar trebui să dea din viere voie să duc oamenii la biserică. Să ia Sfânta Lumină și care vor să stai la Sfânta Liturghie. Se poate lucrul ăsta. Se poate face afară lucrul ăsta de preoți în vierea și să fie fiecare. Avem atâția jandarmi, poliții, pot să fie la fiecare biserică câțiva și să rânduiască acolo, să stea la un metru distanță, în curte, frumos, oamenii, că și așa nu ne gândim că o să fie atât de mulți încât nu știu ce. Dar să fie frumos organizat, să ducă acolo. Când mulți o să iei Sfânta Lumină, le binecuvintează ce aduc ei acolo la biserică, cum obiceiul, o pască, un nou ceva, și se duc acasă. Alții stau la Sfânta Liturghie. Se poate lucrul ăsta. Să nu-i gândim. A fost pandemia cealaltă, spaniolă, care a fost cu 100 și ceva de ani în urmă. A fost mult mai mare decât acum și bisericile nu s-au închis. Atunci au fost bolnavi, din câte am citit cineva, în jur de 500 de milioane de oameni bolnavi. Și-au murit vreo 2 milioane sau nu știu cât. Au murit foarte mulți. Deci, nu, și cu toate astea bisericile au rămas deschise. Au rămas deschise să-i poată ajuta pe oameni, să-i poată împărtăși, să nu plece așa. Deci nu zic acum gata să fie deschisă cu totul bisericile. Dar ar trebui măcar la înviere să fie înțelegători cei care sunt în drept. De unii pornește, de la președinte, de la miniștri, de la domnul Arafat, care se ocupă cu situația asta de urgență, să gândească bine că ei sunt puși pentru a ajuta pe popor. Și la noi în țară majoritatea sunt creștini ortodoxi. Să gândească bine, să înțeleagă pe oameni că au nevoie de așa ceva, au nevoie de Hristos. Să nu fim, adică cumva împotrivă, în privința asta, doar dintr-o rațiune, dintr-o mândrie, din ceva, las că le arăt eu, dar de ce să duc ei la biserică? Să nu fie din asta. Că să nu uităm că la cârmă este Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu se supără, să ne ferească Dumnezeu. Fiecare în dreptul Lui. Să nu ajungă mânia lui Dumnezeu asupra noastră, pentru îndărădnicia noastră, pentru interesele noastre. Nu. Să încercăm să fim înțelegători, să avem dragoste față cei din jur și să facem ce putem să-i ajutăm. Oamenii au nevoie. Au stat atâta timp în casă acum, s-a ajuns la o stare de asta numai, deci psihic de căzut, au nevoie de așa ceva, de înviere. Dați-le voie un pic acum să iasă, să ducă la biserici. Nu se întâmplă nimic. Cum s-au dus până acum la supermarkete, mereu, atâția oameni și-au făcut cumpărături și nu s-a întâmplat nimic. Sau mai recent, acum, cum s-au îngăduit lucrul ăla, acolo s-au putut. Deci nu sunt potrivă. S-au dus oamenii la muncă. Vreo 2000 de oameni
în aeroportul din Cluj, au plecat în Germania, stăteau acolo ca sardelele. Acolo nu s-a întâmplat nimic, nu s-a amendat nimeni, s-a dat bine că se duc la muncă, lasă să ducă, să mai scăpăm de ei. Poate așa s-au gândit în anumite situații, li s-au îngăduit, nu s-au îmbolnăvit nimeni, s-au dus, sau Dumnezeu știe. De ce la biserică atâta problemă că se îmbolnăvesc dacă se duc? Îngăduiți-le să se ducă de Sfânta Miere la biserică. Și să vedeți că o să vă ajute și pe voi cei care sunteți în poziția asta de a da voie, o să vă ajute Dumnezeu. Dacă nu, o să vă judece Dumnezeu după măsura Lui. Gândiți-vă bine. Eu doar am încercat să-i trezesc conștiința fiecăruia de responsabilitatea care o are. Să ne gândim bine. Noi aici, în Sfântul Munte, avem, cu ajutorul lui Dumnezeu, nu sunt opreliști în bisericuțele noastre, ne facem slujbile toate. Dar mă gândesc și la ceilalți, cât de greu e fără să ai biserica, fără să ai o liturghie, măcar de Sfânta Înviere. Sper să fie înțelegători cei care sunt responsabili de așa ceva și să îngăduie lucrul ăsta. Să ne ajute Maica Domnului pe toți să ajungem cu bine la Sfânta Înviere și să ne bucurăm din învierea lui Hristos. Și să auzim noi, și noi de la Mântuitorul, cum le-au spus minorosiților, bucurați-vă! Maica Domnului să ne ajute! Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu perim cei ce ne dăjduim întru tine, să te mântuim prin tine din nevoie, că tu ești mântuirea neamului creștinesc. Amin. Hristos a înviat!